Și în această discuție din Ioan 8 sunt câteva lucruri pe care le-a spus Domnul Iisus care sunt bine cunoscute în biserici și cuvintele de la care aș vrea să pornesc sunt acestea în Ioan 8:30, pe când vorbea Iisus astfel și ceea ce vorbea El acolo era în esență, eu sunt lumina lumii și cine crede în mine nu va umbla în întuneric. Și pe când vorbea Iisus astfel despre sine ca fiind lumina lumii, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cred că cu toții ați auzit acest verset, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Chiar și în lume, uitam unii psihologi sau învățători lumești au preluat acest cuvânt, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Sigur că îl iau și îl scot din contextul lui și îl aplică în mod general, dar aș vrea să privim puțin la aceste cuvinte ale Domnului Iisus astăzi în contextul lor. În timp ce El vorbea despre sine și despre ceea ce este El și pentru ce L-a trimis Tatăl în lume, mulți au crezut în El. Și, desigur, am putea spune, este un lucru bun, este un lucru minunat că acești iudei au crezut în El, dar Domnul Iisus le-a spus iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Și ceea ce a spus El ne face să înțelegem că nu toți cei ce cred în Iisus, cel puțin așa la suprafață, pare că au crezut sau spun că cred, sunt în adevăr, și în adevăr înseamnă cu adevărat, ucenicii ai lui Iisus. Și vedem că ceea ce determină dacă cineva este cu adevărat un ucenic al lui Iisus este dacă rămâne în cuvântul Lui. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr sau cu adevărat ucenicii mei. Astfel, cei ce cred în Iisus, sau cei ce au crezut în Iisus și cei ce cred în El chiar și în ziua de astăzi, putem spune pe bună dreptate, cu potrivit acestor cuvinte, că se împart în două grupuri. Cei ce sunt cu adevărat ucenici ai lui Iisus și aceștia sunt cei care rămân în cuvântul Lui și cei care nu sunt cu adevărat ucenici ai lui Iisus și aceștia sunt cei care nu rămân în cuvântul Lui. Acum, ce este cuvântul Lui la care face Iisus referire spunând că dacă rămâneți în cuvântul meu și ce înseamnă să rămâi în acest cuvânt? Eu cred că cuvântul lui Iisus este învățătura lui Iisus. Folosit la singular, cuvântul meu se referă la tot ceea ce a învățat El. Și pentru noi astăzi, cuvântul Lui este tot ceea ce găsim scris în Evanghelii, în primul rând, dar de asemenea și în epistole, pentru că în epistole apostolilor ei nu au făcut decât să învețe pe primii creștini ceea ce i-a învățat Domnul Iisus și ceea ce le-a poruncit să învețe în continuare pe ceilalți ucenici care vor urma. Deci, cuvântul lui Iisus este învățătura lui Iisus pe care noi o găsim astăzi în Evanghelie și pe care o găsim în epistole explicată și detaliată de apostoli. Iar a rămâne în cuvântul Lui înseamnă a continua să studiezi învățătura Domnului Iisus, dar nu numai să o studiezi, pentru că ar fi ușor doar să o studiezi, dar și să o împlinești în viața ta. Și faptul că a rămâne în cuvântul Lui înseamnă să crești în cunoștința învățăturii Lui, dar și în împlinirea ei, vedem aceste două, ascultarea și împlinirea din nou și din nou, însă și învățătura Domnului Iisus. Bunoară, în Luca 8:1, El spune, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Adică oricare din noi poate fi în acest rol special de mamă și frate și sora lui Iisus dacă ascultăm și împlinim cuvântul lui Dumnezeu. În Luca 11:27, la un moment dat, o femeie i-a spus, ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai subt. Și el a răspuns, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Deci a asculta și a împlini înseamnă a rămâne în continuare în cuvântul Lui. Dacă rămâneți în cuvântul meu, spunea Iisus, sunteți în adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul. Veți cunoaște adevărul. Și din aceste cuvinte reiese că înainte de a crede în Domnul Iisus și de a cunoaște cuvântul Lui și de a rămâne în cuvântul Lui, de fapt noi nu am cunoscut adevărul. Dacă Iisus le spune celor care au crezut în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul, înseamnă că ceea ce am cunoscut până acum, până a crede în El și a rămâne în cuvântul Lui, nu este adevărul. Și dacă nu este adevărul, atunci este minciună, desigur.
Acum, dacă ne-am născut într-o familie creștină, ca unii copii care sunt aici, de ucenici adevărați ai Domnului, atunci am avut harul să cunoaștem adevărul din start, de la începutul vieții noastre. Și este un mare har ca să putem, ca și copii, să cunoaștem adevărul de la părinții noștri. Dar dacă am venit din lume, atunci noi nu am cunoscut adevărul până a crede în Domnul Iisus și a cunoaște cuvântul Lui, ci am cunoscut minciuna. Și într-adevăr, lumea care nu cunoaște și care nu rămâne în cuvântul lui Iisus, cunoaște și crede minciuna. De unde vine această minciună? Domnul Iisus ne spune în aceeași discuție cu iudeii, puțin mai jos, spunându-le acestor iudei care se împotriveau lui, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că el nu este adevăr. Ori de câte ori spune minciuna, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iată de unde vine orice minciună și toată minciuna care, pe care oamenii o cred în lume, ea vine de la diavolul. El este tatăl minciunii. El este cel care a dat naștere minciunii, care a reușit să înșele a treia parte din îngerii lui Dumnezeu ca să-l urmeze rebeliunea lui și care înșeală până în ziua de astăzi întreaga lume. Și uneori reușește să ne înșele chiar și pe noi, creștinii. Atunci când nu vegem și când nu cunoaștem bine adevărul. Deci până a cunoaște cuvântul lui Iisus, care este cuvântul lui Dumnezeu, oamenii cred minciuna. Minciuna cu privire la lumea în care trăiesc, minciuna cu privire la ei înșiși și ceilalți oameni, minciuna cu privire la Dumnezeu, minciuna cu ceea ce va fi sau mulți cred că nu va fi nimic după moartea lor și aceasta este o mare minciună. Și această minciună, dacă vorbesc despre ea la singular, toate aceste minciuni cărora diavolul le-a dat origine, le-a dat naștere și pe care ei le cred, îi ține în întuneric și în robie. Dacă rămâneți în cuvântul meu, spunea Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul. Rămânând în cuvântul lui Iisus, adică continuând să-L studiem și să-L împlinim, noi cunoaștem adevărul pentru că însăși cuvântul Lui este adevărul, este acest adevăr. Tot în aceeași discuție, puțin mai jos, El spune iudeilor, acum căutați să mă omorâți pe mine un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Același Ioan ne spune la începutul Evangheliei că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Pilat, atunci când îl interoga pe Iisus, la un moment dat, i-a spus, atunci un împărat tot ești. Dar, a spus Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr, ascultă glasul meu. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Iar în Ioan 14:6 Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În această lume care a fost și care este în continuare, în mare măsură, înșelată de diavolul și care crede minciunile lui și este robită de el, Dumnezeu totuși a trimis pe Fiul Său ca să ne facă cunoscut adevărul. Adevărul cu privire la El însuși, adevărul cu privire la noi înșine, cu privire la toate lucrurile. Și cuvântul lui Iisus este acest adevăr, dar nu doar cuvântul Lui, ci El însuși este întruparea acestui adevăr. Și am putea să întrebăm, dar cum e? Bine, putem să înțelegem învățătura lui Iisus. Cuvântul Lui este adevărul pentru că este adevărată și ne spune cum stau lucrurile într-adevăr cu privire la Dumnezeu și noi și celelalte lucruri. Dar cum este Iisus ca persoană adevărul? Și aceasta mi-aduce aminte de ceea ce scrie Apostolul Pavel în Filipeni 4, când le spune acestor creștini din Filipe ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Observați ce ați învățat de la mine, ce ați primit și auzit, dar și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Dacă Apostolul Pavel putea spune acest lucru despre sine, cu cât mai mult el era adevărat cu privire la Domnul Iisus, cel pe care el îl slujea și îl predica. Apostolul Pavel putea spune aceste cuvinte pentru că nu mai trăia el, așa cum scrie în altă parte, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De aceea el putea să le spună nu doar ce ați învățat și ce ați auzit de la mine, faceți, dar ceea ce ați și văzut în mine, faceți.
Și dacă el putea să spună acest lucru, cu cât mai adevărat, sau cu cât mai mult putea să-l spună Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este întruparea adevărului pe care el l-a primit de la Dumnezeu și pe care l-a învățat oamenilor și care atât de mult s-a pătruns în viața lui, încât el putea să spună, nu doar cuvintele mele sunt adevărul, dar eu însumi sunt adevărul. Și asemenea apostolul Pavel, care a spus ceea ce ați învățat, ceea ce ați văzut în mine, faceți. Și el poate mai mult putea să spună, învățați-vă la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dar în toată această mare a minciunii în care noi ne aflăm, este un singur loc unde noi putem să găsim adevărul. Și acesta este în Domnul Iisus Hristos și în cuvântul Lui. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul. Și acest lucru este așa pentru că cuvântul Lui este adevărul. Și dacă noi continuăm să-L studiem și să-L practicăm, să-L împlinim, atunci neapărat noi vom cunoaște adevărul. Dar din modul în care Iisus a spus acest lucru, noi putem înțelege că cunoașterea adevărului și aș putea spune cunoașterea de plină adevărului, nu vine dintr-o dată atunci când ai crezut în Iisus, pentru că El a spus celor ce crezuseră în El. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul. Ceea ce înseamnă că ei încă nu-L cunoscuseră sau nu-L cunoscuseră prea bine sau pe deplin, măcar că deja crezuseră, spune acolo în El. De aceea, eu zic că cunoașterea de plină adevărului nu vine dintr-o dată atunci când ai crezut în Iisus, ci vine pe măsură ce continui să rămâi în cuvântul Lui, continui să-L studiezi, să-L împlinești și pe măsură ce rămâi și ce continui în cuvântul Lui, și spun pe măsură, pentru că cred că această cunoaștere a adevărului este una în care noi creștem, este una treptată, este una progresivă, dar pe măsură ce rămâi în cuvântul Lui, ajungi să cunoști din ce în ce mai mult adevărul. Și dacă privesc în urmă la cei 27 de ani care au trecut de când eu am crezut în Domnul Iisus, atunci văd în adevăr că am cunoscut tot adevărul la început. Unele adevăruri le-am cunoscut pe parcurs. Și treptat Dumnezeu m-a luminat ca să cunosc care este adevărul într-o privință și care este adevărul în altă privință. Și treptat am crescut în această cunoștință adevărului și desigur și în acea libertate pe care o aduce cunoștința adevărului. Și pe măsură ce noi rămânem în cuvântul Lui, continuăm să-L studiem și să-L împlinim, Dumnezeu ne descoperă tot mai mult adevărul cu privire la toate lucrurile. Și gloria Lui pentru aceasta. Aleluia. Veți cunoaște adevărul, spunea Domnul Iisus, și adevărul vă va face liber. Și ca și în ceea ce privește adevărul și minciuna, și în ceea ce privește libertatea și robia, până a crede în Iisus și până a cunoaște și a rămâne în cuvântul Lui, oamenii sunt în robie. De aceea Iisus le spune, veți cunoaște adevărul pentru că nu cunoașteți și veți fi liberi atunci când veți cunoaște pentru că nu sunteți. Da. Acum, despre ce fel de robie vorbește Iisus? Robia față de păcat. Pentru că atunci când acești oameni care parcă au crezut în Iisus au spus, Doamne, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui, El a spus, adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și le-a spus clar despre ce fel de robie vorbește El, de care ei, dar și toți oamenii, au nevoie să fie eliberați. Este vorba de robie față de păcat. Oricine, Cornelescu a tradus, trăiește în păcat, dar cuvântul original este mai degrabă, oricine comite păcatul, oricine face păcat, este rob al păcatului. Și această robie a păcatului poate fi mai evidentă, mai clară în unele cazuri, și în unii oameni care sunt bunoară dispuși sau legați de diferite dependențe de care nu pot scăpa, fumat, băutură și alte lucruri de care sunt dependenți și nu pot scăpa și în mod evident este o robie. Și cum nu ai da, ești rob dacă nu poți să scapi de băutură, de fumat, de jocuri, de noroc, de alte păcate. Dar această robie poate fi mai ascunsă în alte cazuri, acolo unde poate omul nu este atât de mult legat de anumite dependențe din acestea care se văd și sunt atât de clare, dar el, această robie poate fi, sau aceste păcate de care el este legat, pot fi mai ascunse, pot fi comise în ascuns și nu este atât de evident, poate, sau aceste păcate poate sunt în inima oamenilor. Și pot fi mândrie, sau pot fi poftă, sau
alte lucruri care poate nu sunt atât de vizibile ca și acele lucruri care, de care nu pot scăpa, dar sunt la fel de rele. Deci fie că această robie ia o formă mai evidentă și spui clar omul acesta e rob al fumatului, al băuturii, al altor păcate, fie că ea nu este atât de evidentă, dar fiți sigur, orice om, până a ajunge să cunoască adevărul, este rob al unuia sau mai multor păcate. Și potrivit cu ceea ce a spus Domnul Iisus aici, celor care crezuseră în El, înțelegem că este posibil să fii crezut în Iisus și totuși încă să fii, pentru o vreme cel puțin, rob al unor păcate, pentru că ești eliberat de ele de măsură ce rămâi în cuvântul lui Iisus și cunoști adevărul. El a spus celor ce crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Ceea ce înseamnă că poți să crezi în Iisus, dar încă să mai fii pentru o vreme poate legat de anumite păcate și ajungi să fii eliberat de ele atunci când cunoști adevărul. Noi trebuie să cunoaștem adevărul, noi trebuie să credem adevărul, noi trebuie să iubim adevărul și să-L iubim mai ales atunci când adevărul expune lucruri în viața noastră care au nevoie să fie schimbate, care au nevoie să fie scoase afară, de care avem nevoie să fim eliberați. Vedeți, acești iudei care au crezut în Iisus s-au poticnit practic în aceeași zi în care au crezut în El și practic au alunecat înapoi în necredință. Și știți cum a fost poticnirea lor? Sau cum a început poticnirea lor? Atunci când Iisus le-a spus că dacă rămâneți în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Și prin aceasta, în mod clar, le-a dat de înțeles că ei nu sunt liberi, că sunt robi și că nu cunosc adevărul. Și în loc ca ei să primească acest cuvânt cu blândețe și să se smerească și să-L roage pe Domnul Iisus să le explice, să le arate care sunt lucrurile care îi robesc și să-i ajute în adevăr să-i elibereze, ei au început să se contreze cu El, au început să se îndreptățească și să respingă ceea ce le-a spus El. Noi suntem sămânța lui Avram, spun ei, și n-am fost niciodată robi nimănui. Această mândrie națională, am putea spune etnică, că sunt evrei, robii lui Avram, prietenul lui Dumnezeu, noi suntem atât de speciali, poporul lui Dumnezeu, mândria religioasă, pentru că iarăși erau împletite, poporul lui Dumnezeu era poporul lui Dumnezeu. Aveau templu, închinarea și așa mai departe și această mândrie etnică și religioasă nu le-a permis lor să recunoască ceea ce le spunea Iisus, că erau în adevăr robe ai păcatului și să ajungă să fie eliberați. De aceea noi trebuie să iubim adevărul chiar și atunci, sau în mod special atunci când El expune anumite lucruri din viața noastră care sunt rele, de care trebuie să ne pocăim, de care avem nevoie să fim eliberați. Mă gândesc la cineva care a plecat recent din mijlocul nostru pentru că nu a putut accepta ceea ce i-am spus eu prin darul de deosebire a duhurilor, că are nevoie să fie eliberat de unele duhuri pe care eu le vedeam în acea persoană. Și pentru că nu a putut primi acest cuvânt, acest adevăr, în esență, pe care cred că Dumnezeu mi l-a dat prin deosebirea duhurilor, știți cum atunci când ai crezut în Domnul Iisus și au trecut mulți ani și cineva ca mine vine și îți spune, uite, tu mai ai nevoie să fii eliberat de anumite lucruri sau anumite duhuri, este ca și cum trebuie să te întorci la început, după ce a trecut atât de timp și tu crezi deja că ești cineva și tu crezi că ești ceva mai mult decât ești, poate, și acum trebuie să te smerești, să te întorci la început ca să ai parte de ceea ce nu ai avut parte la început. Și doar cineva a plecat pentru că n-a putut să primească acest adevăr, mândria sau alte întărituri din mintea acelei persoane, a împiedicat-o să primească acest adevăr, în loc să-l primească și să spună ajută-mă, eliberează-mă, da? Așa ar fi fost mult mai bine, dar poate că e nevoie să treacă un timp pentru că acest lucru se întâmple. Și pe parcursul timpului mai mulți oameni, chiar și în experiența mea, poate nu atât de mare, dar s-au supărat, nu le-a plăcut ceea ce le-am spus, măcar că ceea ce le-am spus era adevărul. Dar atunci când este mândrie, sigur, nu-ți place să fii mustrat. Dar chiar dacă adevărul ne mustră, noi trebuie să-L iubim atât de mult încât să-L îmbrățișăm. Deci David, cred că a învățat această lecție atât de bine, el spunea în Psalmul 141:5, lovească-mă cel neprihănit. Și nu cred că el se referea la o lovitură
în asta fizică, poate și una de asta dacă pe vremea aia erau mai îndrăzneți, da? Dar e vorba de mustrare, da? Zice, lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Amin. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu, să nu-mi întorc capul de la ea. Cred că David a înțeles un lucru pe care mulți oameni nu înțeleg, că adesea Dumnezeu ne vorbește în modul acesta. Ne îndreaptă, ne corectează și dacă ne tragem, ne întoarcem capul, nu ne place, atunci ne lipsim pe noi de acea binecuvântare pe care ne-o aduce adevărul ca să ne libereze de un lucru sau altul. Și poate că mai avem de făcut, ca și acei evrei, mai avem de făcut multe cercuri prin pustie până tot acolo ajungem. Doar că am trecut multe cercuri și a trecut mult timp și puteam să fim scăpați și schimbați mai devreme dacă ne-am fi smerit, dacă am fi primit ceea ce adevărul ne aduce. Poate nu întotdeauna într-o formă plăcută. Vorbeam data trecută, cred, Apostolul Pavel scria lui Timotei că în vremea de pe urmă oamenii își vor da învățători, vorbea să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Ori adevărul adeseori nu este plăcut, pentru că adevărul este adevăr. Și atunci când viața noastră nu corespunde adevărului, adevărul ne mustră, adevărul ne face să ne doară. Dar Dumnezeu să ne ajute să putem spune și noi, ca și David, care cu siguranță a înțeles acest lucru, lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui este binevenită, pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu, să nu-mi întorc capul de la ea. Suntem chemați să cunoaștem adevărul, să credem adevărul, să iubim adevărul, să-l îmbrățișăm, chiar și atunci când adevărul acesta scoate la lumină lucruri care trebuie scoase din viața noastră afară, și suntem chemați să facem cunoscut adevărul de asemenea, în această lume care este atât de înșelată. Apostolul Pavel scrie lui Timotei și spune despre biserica Dumnezeului celui viu. Vorbim despre biserică în general, biserică care este pe tot pământul, o lume, care este stâlpul și temelia adevărului. Este ca și cum adevărul are nevoie de o temelie, are nevoie de un sprijin pe care să fie de un stâlp pe care să fie pus, are nevoie de cineva care să-l țină sus. Cum scrie tot Apostolul Pavel Filipenilor, zice, într-un neam, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Cuvântul vieții care este adevărul. Deci, noi, biserica, credincioșii, suntem acest stâlp și această temelie, acest suport pentru adevăr, și noi suntem cei care trebuie să-l facem cunoscut în toate privințele. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Iisus este adevărul și noi suntem chemați să-l facem cunoscut. Și chiar și atunci când vestirea adevărului ne atrage, așa cum ne atrage în adevăr adeseori ocara și critica oamenilor, acesta nu este un lucru nou. Ne putem aduce aminte de Ieremia care spunea, cuvântul Domnului mi-aduce numai ocară și batjocură toată ziua, că mai mult decât oricăruia dintre noi pe vremea aceea, care oamenii nu vreau să-l asculte deloc și i-au produs multă suferință, dar chiar și în aceste situații noi totuși suntem chemați ca să facem cunoscut adevărul, ca să ținem sus cuvântul vieții și fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.